Proiectul își propune să dezvolte și să implementeze programe specifice de combatere a abandonului școlar pentru un grup țintă alcătuit din 578 de persoane provenind atât din zona urbană cât și din zona rurală din regiunile Centru și Sud Muntenia. Proiectul a fost prezentat astăzi de către conducerea Inspectoratului Școlar tuturor reprezentanților instituțiilor deconcentrate din Giurgiu. Proiectul acesta este pentru cei care beneficiază de programul A Doua Șansă. Au participat 144 de elevi în parteneriat cu județul Brașov, care au desfășurat și ei același proiect în oglindă cu noi, având tot același număr de participanți, și noi sperăm că în continuare vom putea să îl susținem în desfășurarea lui, pentru că el s-a desfășurat pe perioada a unui an și jumătate. Din structura grupului țintă fac parte elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, părinți, tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, persoane care au părăsit timpuriu școala, personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii, personal implicat în dezvoltarea programelor de educație de tip A Doua Șansă. Pentru județul Giurgiu, structura grupului țintă a fost următoarea și este pentru încă o lună următoare. Pe componenta remedial corectivă, vă spuneam, 144 de persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu și au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite. De asemenea, 10 cadre didactice care sunt implicate în dezvoltarea și implementarea programelor de educație de tip A Doua Șansă au beneficiat de stagii de formare și de o vizită transnațională pe un schimb de experiență. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 2, corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii. Domeniul major de intervenție, prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii, având o durată de implementare de 18 luni și o valoare totală de 8.700.000 de lei.